Cel de-al doilea invitat, pe care de altfel vi l-am trâmbițat de la bunul început al acestei ediții, noi ediții de weekend special, este o splendidă, divinisimă, regească prezență, aș putea spune, într-o permanentă evoluție spre super bine, mă refer, desigur, la ea, această superbă prezență feminină, pentru că este vorba despre o superfată pe care o iubim, pe care o apreciem, pe care o apreciați foarte tare și pe care ne-ați solicitat-o. Vreți să vedeți cam cum și-a petrecut draga de ea perioada asta de COVID-uz, de pandemie. Vreți să aflați mai multe lucruri? Ne-ați solicitat acest lucru pe unumusic.ro, unde în continuare vă spun, vă așteptăm mesajele voastre, solicitările voastre vis-a-vis de cei pe care vreți să-i vedeți în studio. Și astăzi vom descoase, vom țese și vom pune pe tapet tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de lockdown pe care a avut-o nimeni alta decât minunata, perfecta, divinisima Alina Eremia. Așa, de la distanță. Ce faci, divo? Ca de obicei, o introducere la superlativ. Superbisimă, superbisimă, mulată toată, nu te-ai îngrășat neam în timpul ăsta de stat acasă, nu? Nu, am avut super mare grijă. Ți-au oprit aceste două luni și jumătate? În propriu spus, mi-au oprit. Eu sunt o persoană super mega activă și urăsc să stau într-un loc și faptul că m-am plimbat prin același perimetru al casei, între aceiași patru pereți, cumva a fost destul de challenging pentru mine, dar am încercat să îmi mut toată atenția și toată energia spre lucruri, nu știu, folositoare, lucruri productive pentru mine. Am încercat să investesc în mine, nu știu, să studiez mai mult la pian, să fac exerciții de canto în fiecare zi, să citesc, să mă uit la documentare, la filme, să fac sport. Uite, tu stai într-un apartament sau la casă? Da, nu, într-un apartament. A, deci ai avut de suferit, cum de altfel marea majoritate a avut de suferit, da, între patru pereți în blocuri. Da, recunosc că dacă nu eram încă super decisă să mă mut la casă, a fost cireașa de pe tort perioada care asta. Care te-a determinat? Da. A fost picătura care a umplut paharul și am zis... Eu vreau casă cu curte. Da, dar să știi că eram fană apartament. Adică îmi plăcea ideea de apartament, de vecini, de comunitate. Bine, nu că dacă ai sta într-un cartier de casă n-ar fi o comunitate. Da, e altfel. Ai văzut? Responsabilitățile sunt mai multe când e să stai la casă. Gândește-te la gazon, gândește-te la flori, gândește-te la zăpezi. Acum, la lopeți. Depinde și spre ce țintești. Că dacă vrei o casă cu curte extraordinar de mare, da. Dar cât de mică ar fi curtea? Una cochetă, da, știu. Știu. Tot știu, ai de știu, dat știu, zăpadă, știu. Tot ai de tuns corect, iarbă. Corect. Dar sunt destul de pornită și ready să mi-am spus. Serialul favorit, mă mâncat pacilișa. Cred că avem pe puriș pacil. Glumesc, nu. M-am prăjit pe picioare la mare weekendul trecut și simt că m-am ars. Ah, frumos. Nu că niște iaurt? Cum? Iaurt. Iaurt? Cu iaurt? Da. Și că se drege cu iaurt. Ai citit, ai făcut sport. Da. Dar ai zis că te-ai uitat și la filme, seriale. Da. Care e preferatul? The Last Dance. The Last Dance. Da, este un documentar despre Michael Jordan. Pe Netflix. Chicago Bulls. Pe Netflix, exact, Netflix. Da, știu. Îl recomand din tot sufletul, este un serial care trebuie bifat, trebuie urmărit cu super mare atenție, adică de evitat alte activități, gen mâncat și chestii. Nu, la modul că este atât de bine realizat, m-a captivat de la început până la final. Efectiv, am absorbit tot ce spunea, fiecare moment, toată adrenalina care a fost surprinsă, foarte mișto, foarte nice. În momentul în care s-a dat lockdown-ul, ne-au băgat pe toți în casă. Te-a luat... Covidelul. Coviduțul. Coviduțul, așa e spus. Da, așa la lin. Da, eu așa la lin, coviduțul. Când a dat coviduțul Iaman printre noi, nu te-a luat vreo panică? Că vorba aia, toți au fost cumva luați pe nepusă masă și cumva te gândeai, bă, ne bagă ăștia în case, pandemie, cât o ține, cât o fi să fie, ce facem? Da. Ai avut momente de genul ăsta în care să te gândești că nu mai pot cânta, oare ce fac, ce se întâmplă? Îți imaginezi, n-a fost neapărat confortabilă ideea și toată incertitudinea care s-a creat în jurul pandemiei, care... Na, ne-a afectat pe toți și pe toate planurile, din toate punctele de vedere. În primul rând, sănătate, resurse, joburi, din toate tot. Punctele. Da, exact.
Dar de la un capăt la altul, nu, cum s-a putut mai rău? A fost așa un val care a impactat destul de mult tot ce înseamnă economie, oameni, psihic, tot, cred că, nu știu, nu pot să zic că sunt... Nu ți-ai revenit fetiță, ce-ai? Băi, ba, da, nu e vorba că nu mi-am revenit. Ești afectată, Baxam? Nu, mă gândeam la toate repercursiunile pe care noi nu le-am luat în calcul la începutul pandemiei, dar care acum se resimt. Și înțelegi? Lucru pe care eu tot îl pomenesc și iau puțin vorba și țineți ideea. Da, păi am ideea multe e că de acum încolo, perioada asta a acestei veri 2020, ideal ar fi să ne focusăm pe tot ce înseamnă România, pe tot ce înseamnă turism românesc, horeca românească, produs românesc, muzică românească, tot ce înseamnă produs românesc. Învârtim banii în țară, pentru că e foarte bine, să încercăm să fim puțin mai patrioți în acest an, în această vară a acestui fatidic an 2020. Și poate, că cumva poate, o să menținem acest obicei. Da, știi? Ceea ce nu poate e rău deloc. Și nu ne va fi atent. Rău în toamnă deloc din punct de vedere economic. Nu, clar, trebuie să susținem business-urile locale. Românești, locale și să încercăm să sprijinim inclusiv litoralul așa cum e el, varză, de acapă. Sunt atâția străini și atâția oameni de peste hotare care, efectiv, au pus ochii pe litoralul nostru și vin în număr cât mai mare, adică aud, inclusiv, ții minte, bine, n-am, că am fost de prea multe ori, am trecut la mare pe plajă, dar ții minte că auzeam foarte multe persoane care vorbeau limba engleză sau alte limbi. Probabil în perioada festivalurilor, Never See, și ce mai au ei pe acolo, dar în rest, sau, mă rog, prin zona cluburilor, pentru că, dacă e să mă întreb, cred că litoralul românesc e celebru deja datorită cluburilor din partea de nord a Mamaiei, ceea ce zic eu că nu e rău. S-a dezvoltat, am mers, am dat o fugă până la mare joia trecută. S-a dezvoltat haotic, din păcate, zona aceea. Spre marea mea dezamăgire. Foarte multe clădiri, foarte multe construcții. Și foarte multe clădiri construite lângă plajă, care în momentul, ei nu știu, nu se gândesc, adică, bă, construiești un bloc de 10 etaje fix lângă plajă, nu te gândești că plaja aia ai omorât-o? Ai nenorocit plaja? Că nu poți să mai bine, după ora 4 la revedere soare pe plajă, da, pum, da, pa. Ca poziționare mai păi adică nu știu, ei nu gândesc, de ce haotic. Dar probabil că vor să fie cât mai accesibile. Păi și atunci mai, plaja, de ce mai vii la mare? De plajă. De ce te mai duci la mare? Să stai la umbra blocului frumos? Păreri. La umbra rezidențului de pe malul mării? Nu. Mă gândesc. Dar revenind la ce vreau să zic, mi-a fost extrem de dor de scenă. Exact. Și asta cumva m-a durut cel mai tare, că n-am putut să cânt și n-am putut să fiu în fața oamenilor. Și după asta am tânjit cel mai mult în perioada asta de autoizolare. Nu e carantină, e autoizolare. Oricum ați avut contactul cu fanii voștri în permanență, pe Instagram, pe Facebook. Da, prin intermediul rețelelor prin intermediul, de socializare. Din câte mi-aduc aminte, a fost un eveniment gen concerte live pe care TikTok România l-a organizat, da, unde foarte mulți dintre voi ați participat, inclusiv tu te-am văzut, nu mai știu cum s-a chemat. Multe ore de entertainment, home, nu mai știu, pe TikTok acolo. In the house. Homeball. Nu, in the house. Au fost in the două. House. Au fost okay, bravo. Eu am participat la in the house. In the house. Exact. Iată de ce, a existat conexiune, interacțiune cu, da, cu fanii. Da, virtuală, dar nu se compară din punctul meu de vedere. E foarte greu să treacă prin cablu atâtea emoții și... N-ai cum să le simți, e clar. Hai deși, să... bine că am putut să suplimentăm cu ceva și în perioada asta. Și că ați putut supraviețui, asta e foarte important. Haideți să vedem... Vedem... Piesa ta cu Nane, Be Right Back. Be Right Back, prescurtare BRB. 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 Vrei să o vedem pe asta? Hai. Hai să vedem. Hai să vedem. Cu Nane, așadar, Alina Eremia, splendida, superbisima Alina Eremia, care este în studio astăzi, rețineți. Am prins-o. Sunt o hologramă. Ai și o hologramă. Nu mi-am dat seama. Ce nebunie. Revenim. Alina rămâne cu noi. Vedem Be Right Back, BRB, cum îi spui tu. Nane, Alina Eremia, rămâneți cu noi. Weekendul special continuă.